Bun găsit, sunt Carmen Avram. Vorbim astăzi despre un om care a atins divinitatea. Personaj de icoane, dar și subiect de controverse. Unii îi se închină, alții îl acuză pe la colțuri că ar fi fost un rebel și că nu merită canonizarea. Despre Arsenie Boca s-au spus foarte multe, dar încă nu destul. De exemplu, se știu puține despre ucenicii care au crescut la umbra lui, care îl slujesc și astăzi și care cunosc secretele lăsate în urmă de iubitul monah. Fără acești oameni, părintele Arsenie n-ar fi reușit să înșele vigilența securiștilor și să creeze câteva obiecte de cult miraculoase. Un clopot care oprește furtuna, o raclă în care în orice clipă poate apărea Ioan Botezătorul și o cruce cu care noi, românii, să-l întâmpinăm pe Iisus la revenirea pe pământ. Oamenilor le plac minunile. Dar adesea, atunci când au parte de ele, nu le cred cu adevărat. Poate pentru că în lume există o sumedenie de falși făcători de minuni. Poate pentru că știința nu le poate explica, mintea nu le poate înțelege, iar sufletul nu ne e suficient de antrenat să le primească. Sau pentru că, pur și simplu, așa ne apărăm conștiința vinovată. Pentru că dacă am crede în minuni, firesc ar fi să ne abandonăm metehnele, să ne reparăm greșelile și să ne croim viața după cea a celor care înfăptuiesc acele miracole. Adică ar trebui să trăim ca sfinții, ca Arsenie Boca, de exemplu, omul care ne-a pus și ne pune încă la grea încercare credința în minuni. El a fost dus la Sfântul Munte și a stat 2 ani, a fost rănit de îngeri și a studiat Noul și Vechiul Testament. El e ultimul ucenic al lui Arsenie Boca și fie a văzut de aproape minunile monahului, fie le-a descoperit în istorisirile acestuia. Acolo, la Athos, spune, părintele Arsenie a stat în chilia unui sfânt, a ținut ca și mântuitorul 40 de zile de post negru și a fost luminat. Atunci a primit darul de a citi suflete și acele puteri divine care au uimit atâția români. Dacă te întâlneai cu el, îi spunea cine ce ai făcut. Cum ești către munte, către pădure, sunt 2 lacuri și primul e făcut de părintele Arsenie. Pietrele astea mari ridica părintele Arsenie și avea o putere de neimaginată. Pietre cu masă așa mare. Și nu obișnuit, poate măcar să miște o piatră din aia? Pe cine poate să miște? El le așeza acolo, le ticluia. Dar această putere i-a adus dușman de moarte, căci vremurile erau tulburi. Comuniștii s-au speriat tare de credința lui capabilă să mute munții, bănuind că monahului i-ar fi foarte ușor să schimbe inclusiv regimul. Nu e legendă, e fapt. Această teamă reiese și din notele agenților securității puși să-l urmărească pe părintele Arsenie. Duce o viață extrem de severă, se supune unei asceze riguroase. Mănâncă foarte puțin și numai legume. Doarme jos pe podele și se roagă necontenit. Sunt ceasuri întregi în genunchi. Regimul îl invidia pentru popularitate, pentru că lumea venea cu patimă spre el. Toți voiau să-l vadă, să-l audă, să-i vorbească, să asiste la vreo minune de-a lui. Erau lucruri așa, care pentru dânsul erau firești, pentru noi sfidau legile fizicei. S-a stins lumânarea și s-a dus la alte lumânare care de a lua lumina pe deget și a pus-o pe lumânare. Vocea lui vibra de lumină și de dragoste, nu pot să vă spun cum era. Chiar Arsenie Boca spunea: după câțiva ani de la călugăria mea și intrarea în preoție, mi s-a întâmplat un lucru pe care nu l-am urmărit. O mare influență în popor, o faimă de predicator și de preot. Regimul știa că e numit Sfântul și a urmărit să-l îndepărteze de lume. De aceea l-au și arestat. Au încercat să-l acuze de legionarism, dar singura dovadă pe care au găsit-o a fost cea povestită de monah. Relația duhovnic-credincios dintre Arsenie Boca și orice enoriaș cu păcatele și suferințele lui, fie el și legionar. Dar asta nu i-a împiedicat pe comuniști să-l tortureze timp de un deceniu. L-au anchetat și l-au schingiuit de nenumărate ori prin închisori la Ocnele Mari sau la Canal. Acolo, părintele Arsenie Boca a fost martirizat. În momentul când el intra în canonul lui de rugăciune, săreau zăvoarele de pe uși. A pus pe cineva în celulă și l-a întrebat: părinte, de ce sar zăvoarele când începeți să vă rugați? Și părintele a spus: un om care se roagă cu adevărat este un om liber. Cât despre securitate, ea nu i-a dat niciodată libertate totală. A continuat să-l urmărească și după ieșirea din închisoare, dar pe Arsenie Boca asta nu l-a oprit. El avea o misiune pe pământ, pentru împlinirea căreia a trebuit să lucreze prin 2 oameni. Unul dintre ei este monahul Pantelimon,
care are acum aproape 100 de ani, și el chinuit prin temnițele comuniste. Acolo, spune, a văzut-o pe maica Domnului și rănile torturii i s-au vindecat. Ce-ați simțit? Cum arăta? Oh, aia e o bucurie, așa parcă e și a flăcări. Aia nu se poate spune, nici poți înțelege. Celălalt a fost Moș Ilie, un bătrân din Bucovina, fără prea multă carte, pe care însă oamenii îl credeau călugăr, deși el nu era decât un simplu frate de-al bisericii. Ca și Sfânta Treime, părintele Arsenie I, cel de sus, de-a dreapta Moșul Ilie și de-a stânga părintele Pantilimon. Nu se putea o lucrare să se facă fără cei trei. Femeia este o rudă de-a lui Moș Ilie, dar pentru că familia lui n-a scăpat niciodată de frica persecuției, preferă să nu se arate și să nu-și spună numele. A fost însă apropiată de bătrân și cunoaște de la un capăt la altul și povestea vieții lui și pe cea întâlnirii cu părintele Arsenie. Când au venit rușii, le-au luat Bucovina, deci după al doilea război mondial, el a trebuit să părăsească Bucovina și să plece de acolo. Vine rușii. De îl prindea în pușca acolo. Când a pornit la drum, i-a apărut în față icoana Maicii Domnului și urmărea icoana Maicii Domnului, care era deasupra capului lui la o distanță foarte mică și îl conducea pe unde să meargă. Ar vin pe munți două zile și a mâncat buruieni. Icoana l-a călăuzit tot drumul până a ajuns în Hurez, că ăsta era locul lui rânduit de Dumnezeu, ca să ajungă în satul ăsta, pentru că oamenii ăștia au crezut în Moșul Ilie că a primit poruncă de la Dumnezeu și l-au ajutat. Poate nu întâmplător a ajuns în Hurezul de Făgăraș. Lui și părintelui Arsenie, supranumit Sfântul Ardealului, le-a fost scris pe semne să se întâlnească. În plus, în limba veche, Făgăraș înseamnă altarul lui Dumnezeu, cel la care Moș Ilie se ruga zi și noapte și de la care primea adesea porunci. A avut o vedenie și i s-a arătat Mântuitorul și a poruncit, în primul rând, să postească. Mi-a spus că mâncarea preferată a lui pâinea și apă. Venia vara la noi la coasă la pân, pe căldură, cosacul al meu în rând cu ei tineri. Nu mânca nimic dimineața, nici la amiază. De unde avea putere? De la Dumnezeu, nu știu. Auzi ce sarcină a avut moșul meu. 33 de ani de post, numai odată în zi ce iese din pământ. Încolo nimic, nimic. Acolo, în Făgăraș, Moș Ilie avea să-l cunoască mai întâi pe ucenicul lui Arsenie, părintele Pantelimon. S-a legat imediat de el pentru că i-a simțit credința și a știut că el e omul pentru care primise una dintre poruncile lui Dumnezeu, aceea de a găsi un preot cu har care să slujească o liturghie în fiecare zi timp de 33 de ani. Iar părintele Pantelimon asta a și făcut. 33 de ani a fost mântuitorul pe pământ. 33 de ani. Se aduce în țara noastră tot ce a suferit el. N-a știut atunci de ce le-a cerut Domnul postul și slujbele întinse pe trei decenii. A înțeles mult mai târziu, când Moș Ilie a avut cea mai puternică revelație. O viziune care pe alții cu mai puțină credință sau pregătire spirituală i-ar fi putut duce la nebunie. Mi s-a arătat Iisus, i-a povestit el preotului Pantelimon, și mi-a spus că atunci când se va întoarce pe pământ, va veni aici, la noi în țară, pentru că România e grădina Maicii Domnului. Cotăți înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu vă dați seama nici voastră ce mare dar are țara noastră și i-a dat-o Maicii Domnului. Moșul Ilie zicea că în România credința e cât o cireașă de mare și în alte țări nu e decât cât un bob de grâu. Spusele lui Moș Ilie par să fie în acord cu o mărturie veche de peste 500 de ani, preluată apoi de Nicolae Iorga. Se spune că în Evul Mediu, în vremuri foarte tulburi pentru pământul românesc, un grup de călugări din Neamț, canonizați ulterior, ar fi plecat spre muntele Athos. Încă nu părăsiseră zona Moldovei când brusc, dintr-un stejar, le-a ieșit în cale Fecioara Maria, care i-a întrebat încotro se îndreaptă. Spre grădina ta, i-au răspuns monahii. Rămâneți pe loc, nu plecați, căci și aceasta este grădina mea, le-a spus Maica Domnului. Când a auzit ce i s-a revelat lui Moș Ilie, părintele Pantelimon a alergat la duhovnicul lui Arsenie Boca și a povestit totul. Uluit, monahul a ținut să-l întâlnească pe bătrân și, în pofida pericolelor care îl pândeau, l-a vizitat pe ascuns. Și așa i-a fost rânduit ca el să-l poată ajuta pe Moșul Ilie, pentru că părintele Arsenie, fără să-l știe lumea, reușea să vină la Moșul Ilie. Dumneavoastră l-ați văzut? Da.
dar nu se îmbrăca în straie de călugăr. Venea ca un om obișnuit. Așa putea să vină la Moșu Ilie. Arsenie Boca a crezut spusele bătrânului și a decis să fie începute de grabă pregătirile pentru cea de-a doua venire a lui Hristos. Dar pentru că monahul era urmărit de securitate și nu voia să-l pună în pericol pe Moș Ilie, trebuia să țină legătura cu el prin mesager, adică prin părintele Pantelimon. Preotul îi transmitea lui Arsenie Boca fiecare viziune avută de bătrân. Bun cunoscător al Scripturii, monahul le interpreta și stabilea pasul următor. Mai întâi, a cerut să fie ridicate în Hurez 24 de cruci. Câte vămi ale văzduhului trebuie să treacă sufletul omului în calea sa spre veșnicie. Una dintre cele mai frumoase se află în curtea bisericii de la Hurez. Cât era de grea și de mare crucea, a ridicat-o ca pe un fulg, ce parcă n-am avut nimic în mână. Cruce, care tot așa avea putere ca să-i ajute nu numai pe oamenii din sat, pe toți oamenii din toată lumea. Și cine se ducea la crucea aceea putea să se ajute dacă se închina și săruta crucea. La sfințire a fost foarte multă lume. Când au văzut femeile care pregăteau mâncarea câtă lume era, s-au speriat și l-au chemat pe moșul și zice: moșule, ce ne facem? La atâta lume, atâta mâncare cât am făcut, n-ajunge, e prea puțină. Și a zis moșul Ilie: stați liniștite. S-a apropiat de oale, le-a binecuvântat în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, crește, Doamne, și sporește, de 3 ori. 3 Tatăl nostru. Când au început femeile să pună mâncarea pe mese, tot luau din oală și nu se termina. Și femeile s-au speriat. Ați văzut dumneavoastră cu ochii? Da, am văzut cu ochii mei, că și eu am fost acolo. Exact, minunea făcută de Domnul Iisus, când a mulțit pâinile și peștele. De ajuns la toată lumea. Încă o cruce se află acum în chilia părintelui Pantelimon, de lângă mănăstirea Turnul din Prahova. Dar nu e orice cruce, ci exact aceea lăsată nouă de Arsenie Boca, pentru a ieși cu ea în întâmpinarea lui Hristos. Când a sculptat-o, Sfântul Ardealului a folosit mâinile părintelui Pantelimon drept model. Eu m-am dus la părinții și el mi-a făcut desenul. A zis: ține mâna. Și mâna mea, câte eu am văzut. Minunile care se succedau cu repeziciune la Hurez au atras atenția oamenilor. Încet, încet, foarte mulți localnici au început să simtă de parcă Dumnezeu însuși locuia în satul lor. Și credința a devenit foarte mare. Numai simpatizanții regimului comunist și ateu se îndoiau. Iar cei care s-au apropiat cu gânduri rele de vreo cruce, povestesc oamenii, au avut de pătimit. Au fost puși propagandiștii ăștia să scoată crucile. Și s-a dus să le tragă cu tractorul. Și n-a putut să le scoată. Ăla care a fost încăpățânat, i-a zis: ce nu le puteți trage, le trag eu. Și n-a tras nicio cruce. Ăla și-a pierdut viața în accident cu tractorul. N-a putut să moară și striga într-una: luați crucea de pe mine, că e grea și nu mai pot răbda. Până nu și-a făcut semnul crucii și a zis: Doamne, iartă-mă, n-a putut muri. După ce și-a făcut semnul crucii, a murit. După o altă viziune importantă a bătrânului Ilie, a fost făcut un clopot instalat și astăzi în biserica de la Hurez. Menirea lui e să răsune peste țări pentru a anunța venirea Mântuitorului. A fost turnat în memoria pruncilor uciși de Irod la nașterea lui Isus și poartă o inscripție despre care se spune că i-ar fi fost dictată moșului chiar de către Fiul lui Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. E deja un clopot miraculos, care, se vorbește în Hurez, a sfidat nu odată și legile firii. Câți ani ați tras clopotul dumneavoastră? 28. Când vine vijelii, treburi din astea, știți, dacă se trage clopotul, se liniștește timpul. Eram în curte și după 5 minute se oprea furtuna care era. Am văzut cum, după ce s-au tras clopotele, la un timp foarte scurt, s-au împrăștiat norii, s-a făcut lumină și s-a oprit grindina. În aceeași biserică în care se află clopotul, se găsește și un alt obiect cu o poveste tulburătoare. I s-ar fi arătat lui Moș Ilie că moaștele lui Ioan Botezătorul ar fi ascunse undeva într-o stâncă din Munții Noștri. A văzut, spune părintele Pantelimon, un trup fără cap și și-a dat seama cine e după haina așezată alături. Ioan Botezătorul a avut o haină de cămilă. Lângă el era haina de cămilă. Moaștele sunt în România? Da. Dar nu se știe unde exact. Nu. Poate a știut pe timpul vieții Moș Ilie.
Dar dintre noi, pământenii, mirenii de rând, nu cred că e îngăduit nimănui să știe așa ceva. Mărturii despre moaștele lui Ioan Botezătorul vin și de la oameni obișnuiți, care în urmă cu o jumătate de secol ar fi văzut o apariție ciudată pe ulițele satului. Mergea dinspre sat, spre mănăstire, o imagine a unui om, dar fără cap. Această legendă, ca prin anii 52-3, aveam vreo 7-8 ani, când am auzit-o și zic că, uite, ar fi moaștele Sfântului Ioan Botezătorul în zonă, fără cap. În acei ani s-ar fi dat lui Moș Ilie porunca divină să îi se facă Sfântului Oraclă. Bătrânul ar fi vrut-o toată din argint, dar pe atunci era lucru imposibil, așa că s-a hotărât să fie din lemn. Și din nou, părintele Pantelimon a fost mesagerul dintre bătrân și Arsenie Boca. Și s-a făcut și o schiță atunci, după vedenia lui Moș Ilie, chiar părintele Arsenie a sculptat scenele biblice. După spusele lui Moșu Ilie, după vedenia pe care a avut-o, și le-a sculptat el cu mâna lui pe raclă. A fost rânduit de la Dumnezeu să se facă și oamenii, securitatea pe românește spus, n-au putut, ca să îl prindă asupra faptului, n-au putut să-l vadă când face sculptura pe raclă, deci nici racla, pur și simplu, n-au văzut-o. Și atunci părintele Pantelimon, la îndrumarea lui părintele Arsenie, a pus racla pe tren. Când am venit cu trenul, securitatea de la 12 ziua m-a așteptat la gară. Și el așa obosise. S-a apucat să mânce și ar băut ceva. Și de obosit ar adormi pe masă. Uite câte minuni! Racla a scăpat, deci, de ghearele securității și a ajuns cu bine în biserica de la Hurez. Doar că, de teama regimului, preotul paroh și oamenii au luat-o din lăcaș și au îngropat-o. Și pe toți cei implicați, se spune, i-ar fi ajuns blestemul. A spus părintele Arsenie, băi, ia racla. Și acum, toți care s-ar legat de lucrurile astea, să știți, toți ar murit în chinuri grele. Unul din ei s-a spânzurat. În realant, a fost bolnav și apoi a murit. Dar tot la scurt timp, 2-3 luni, unul după altul, discuta lumea că din cauza că a luat racla de acolo. Părintele Pantelimon n-a stat pe loc și nici Moșu Ilie. Prin cunoștințe au reușit să scoată din nou la lumină racla și să o aducă din nou în Hurez. 5 ani de zile a stat racla făcută din lemn și nu s-a deteriorat deloc, ca și când n-ar fi fost în pământ. Racla a fost sfințită de mitropolitul Nicolae Băra. Din bumbac alb am făcut ciorap și am băgat acolo în raclă pentru Sfântul Ioan. Și ce ați mai pus în racla? Toate hainele ți trebuie pentru un preot, pentru un arhiereu. Și cădelniță și patrahir și tot ce trebuie pur acolo în raclă. Că va veni Sfântul Ioan la a doua venire și va veni acolo în raclă. Și racla face minuni pentru cei cu o credință mare. O femeie trebuia să facă operație de cataractă și avea mari dureri de cap. Și a zis, mai cu puțina mea credință, hai să mă închin la raclă. Numai s-a atins de raclă și a lăsat-o durerile de cap. Moș Ilie le-a spus oamenilor că, înainte de venirea Mântuitorului, trupul Sfântului Ioan Botezătorul se va întregi și se va așeza singur în relicvariul care i-a fost pregătit. Mai mult, povestește părintele Pantelimon, când s-a sfințit racla în 1964, s-au deschis închisorile și au fost eliberați deținuții politici. Dar cea mai grea poruncă dată de Hristos bătrânului Ilie a fost să ridice o mare mănăstire la Bucium, lângă Hurez. Vechiul lăcaș fusese distrus în secolul XVIII, în timpul prigoanei ortodoxilor. A fost o perioadă de catolicizare forțată a Ardealului, pentru că s-au opus peste 200 de lăcașe de cult. Ortodoxii au fost distruse. Într-o vedenie, i s-a arătat exact cum trebuie să arate mănăstirea și s-a spus că pe locul acela e un loc sfințit. Acolo a fost o mănăstire pe timpul lui generalul Bucov și a fost arsă din temelii. În jur de 21 de călugări au ars de vii și păstareți ce călar fi prins și l-a aruncat într-o fântână peste care a pus o lespede de piatră.
Ca să respecte regulile și canoanele, moșii Lie s-a dus la mai mari biserici, cerându-le binecuvântarea pentru înălțarea bisericii, dar nu l-a crezut niciunul. Când s-a dus la protopop, a zis: moșule, n-ai dormit bine, du-te și te culcă și lasă. Efectiv nu l-a crezut. S-a dus la un preot de la o mănăstire și a povestit: uite, Dumnezeu mi-a dat poruncă să fac, să fac. Auzi, moșule, eu sunt în mănăstire de o viață întreagă și mie nu mi s-a arătat Dumnezeu. Și vii tu la mine și spui: om de lume, că ai vorbit cu Dumnezeu, nu te cred. Dar bătrânul nu s-a lăsat descurajat și s-a dus mai departe, ajungând până la mitropolitul Ardealului. Abia acolo răspunsul s-a schimbat, dar numai după ce moș Ilie, omul cu doar 4 clase, a fost supus la un test. Moșul Ilie a făcut o cerere. Mitropolitul a citit-o și în fața lui a rupt-o. Mai scrie o dată. A scris-o din nou. Din nou a citit-o și a rupt-o. L-a pus a treia oară să scrie. A citit din nou și a rămas uimit mitropolitul, pentru că fiecare cuvințel care a fost în a treia cerere a fost și în celelalte două. Punct, virgulă, toate semne de punctuație, de ortografie, totul exact, exact la fel, fără nicio diferență. Și-a dat seama că e lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să o aprobe și a iscălit pe loc. Mănăstirea Bucium a început să se înalțe cu sprijinul financiar al oamenilor din zonă, care au fost mereu convinși că moș Ilie era un ales, dar ușor n-a fost. Erau vremuri grele, cu sărăcie multă și un regim aspru, așa că măreția lăcașului, așa cum i se arătase bătrânului, s-a pierdut undeva pe drum. Primele lucrări care s-au făcut acolo a fost să se pună niște cruci pe locul unde a fost altarul vechii mănăstiri. Au fost ușile interioare, le-am făcut eu atunci. Acum au făcut uși de stejar. Toată strașina de sus de mine a făcut. Ceea ce s-a făcut este o mică bisericuță care există la Bucium, dar care nu este nici pe departe de mărimea și de grandoarea mănăstirii care trebuie să fie acolo. Trebuie să fie o biserică ceva monumental, ceea ce nu poți cuprinde cu ochii omenești. Moșul ei avea și o schiță. Biserică mare cu 12 intrări, cu ceva monumental. Moș Ilie nu și-a văzut visul împlinit. Mai întâi a orbit. De fapt, ar fi fost orbit, spun oamenii. La scurtă vreme s-a stins, înainte ca mănăstirea să fi fost înălțată și sfințită. Dar pentru cei care l-au cunoscut, el e și astăzi un sfânt. A fost rânduit de Dumnezeu din om de rând, prin credință, prin post, prin rugăciune și prin porunca dumnezeiască să ajungă un sfânt. Și toți oamenii care l-au cunoscut bine, așa au și declarat. Un om foarte credincios și sfânt. Spunea și trecutul și viitorul. Și la moșul, să știți că venea multă lume. Cum mergea la părintele Arsenie, așa venea și la moșul. Și atunci oamenii zicea: iar o vin la sfântul. Dintre cei 3 prieteni numiți de oameni Sfânta Treime, doar unul mai trăiește. Părintele Pantelimon are astăzi 98 de ani, nu mai slujește, dar spune încă mai vorbește din când în când cu moș Ilie și mai ales cu părintele Arsenie. Se arată. Se arată, nu? Mă scoapă, mă zic, și mă face atenție. Că și cu cine stau, de vorbă. Mai decât o încercare. Moș Ilie a rămas sfântul care n-a fost pictat niciodată, dar numai oamenii din Hurez și-l mai amintesc. România nu-l știe mai deloc. Arsenie Boca, în schimb, e sfântul necanonizat la care se închină milioane de români, pentru că el, se spune, face minuni și dincolo de moarte. Ultima dintre ele s-ar fi petrecut anul trecut în județul Arad. În casa unor oameni simpli de la țară, chipul părintelui a început să izvorască mir, și nu orice fel de mir. Un mir mirositor, să știți că nu pătează, deci m-a spus preoții că încă cu așa mir nu s-a miruit. Un preot care a venit aici, preotul Dionisie de la Albac, spune că în timpul când Sfântul Părinte l-a mormântat, l-a atins cu niște vată pe față. S-a spus așa că miroase vata aia exact cum miroase... De 27 de ani. Da. Cum miroase mirul ăsta de la icoană. Miracolul s-a produs la câteva zile după ce soții Bortaș au fost la mormântul Sfântului de la Prislop. Eu am visat cu 2 zile înainte de a merge la Prislop că plângeam la mormânt la părintele și așa am ajuns acolo. Și atunci am luat 3 icoane, le-am dus la cruce și le-am atins de cruce. Am luat pentru copii și pentru noi. De duminica Sfinților Români au început să lăcrimeze. Nevastă mea prin casă cu gospodăria, cu treburile și mă întreabă:
dacă am vărsat o sticlă cu mir, noi aveam mir în casă mai de mult. Mă mergeam pe la mănăstări și a spus că nu. Spune să vii să vezi că lăcrimează icoana. Nu-și explică de ce minunea s-a întâmplat tocmai în casa lor. Spun despre ei că au fost mereu credincioși, dar niciodată habotnici, cu păcate și fapte bune ca toți oamenii de rând. De aceea nici n-au știut ce ar trebui să facă de atunci încolo. A rămas surprinși, blocați. Nu știam de unde, dintr-un placaj, niște rumeguși presat și o hârtie, se curgă mir. Am zis că nu spune la nimeni, ascundem. Lumea, și lumea că am luat-o cu cap. Am luat-o cu capul, suntem fanatici. Între timp ne-am consultat în familie și au spus, nu se poate să ascunzi așa ceva. Ăsta e un lucru dumnezeiesc. Așa că s-au dus la prislop, au povestit totul măicuțelor și le-au cerut sfatul. Ne-au spus, lăsați icoana cum ea, pentru că Sfântul Părinte, el se va chema oamenii care trebuie să ajungă la el. Exact așa s-a și întâmplat. De atunci în casa lor au intrat sute de oameni pe zi, fără să-i anunțe nimeni, fără să-i cheme cineva. Dacă vine tot globul pământesc, am să stau fără să mânc, fără să beau apă, până și nu se termină toată coda. Și fără nicio răsplată, de la Dumnezeu nu-i răsplată. Nu am nevoie de la nimeni nimic, dar eu primesc oamenii cu sufletul deschis și la mine lumea e egală. Nici nu vom face bani niciodată. Din câte sute de mii de oameni au fost aici, să spună unul că a dat 5 bani. Noi nu vindem ca Iuda pe Hristos pentru bani, că nu ducem nimic cu noi. Un an și o săptămână, spun soții Bortaș, ar fi picurat în continuu, lacrimă după lacrimă, zeci de litri de mir. Și e o hârtie lipită care e, nu s-a deteriorat absolut deloc. Nici nu s-a umflat placajul ăla. Uitați-vă pe spate. Aici s-a infiltrat mirul de jos, în sus până aici, dar unde curge mirul, e uscat, uitați. E uscat unde curge mirul. Azi, icoana părintelui Arsenie încă mai plânge, chiar dacă nu cu șuvoiul de lacrimi de altădată. Uitați, vedeți cum s-a luat mirul și acum e tot mai lăcrimează, numai n-ajunge mirul în tăvița care a fost. Acum se încheagă pe ea ca o șară. Icoana e tot vie. Ochiul părintelui s-a uscat totuși de două ori. Odată când icoana le-a fost furată. Au venit polițiști și procurori criminaliști, dar făptașul n-a fost găsit. La scurt timp însă, din senin, icoana le-a fost returnată. Au găsit-o într-o dimineață în grădină. Eu am spus la cei doi procurori care au venit, până duminică, la ora când începe liturghia la biserică, icoana va fi înapoi în cui. Dacă e o minune dumnezeiască, nu poate să-ți facă cineva rău. Procurorii au și verificat icoana ca nu cumva să fie vreo escrocherie la mijloc. O pus-o în plan orizontal, ei ștergea cu bețișor de ăsta de urechi, ștergea pe icoană deasupra și urma bețișorului izvoră mirul. Au dus-o în casă, o pus-o în cui, i-am dat-o în prosop, o șters, o uscat, toată icoana a fost uscată. Ca după o jumătate de o oră să lăcrimeze din nou. Și am întrebat, care e verdictul? În momentul ăla a spus, o depășit logica. Ei și-au făcut datoria și dacă era să fie ceva rău, vine automat cu mandat de percheziție și asta și spune, sunteți niște escroci, nu? Între timp, se pare, fenomenul a fost cercetat și de mai mari biserici și nu-i exclus ca această poveste să fie încă un argument din dosarul de canonizare a părintelui Arsenie Boca, spune Simion. Câți preoți au fost la dumneavoastră? Cam în jur de vreo 250-300. Nu mai ținem numărul. De la cel mai înalt nivel? Da. A fost vicarul Aradului, s-a făcut un proces verbal. S-a trimis la București la Preasfințitul. Și am trimis aici la Preasfințitul Daniel 10 sticluțe de mir. Dar cei convinși de sfințenia lui Arsenie Boca n-au nevoie să vadă documente, rezultatele unor analize sau alte dovezi științifice. Ei cred pur și simplu, iar credința, se știe, face minuni. Poți să te speli cu mir din cap în picioare. Credința, dacă nu există credință, nu te vindești. Niște oameni din Viena care pruncul lor au avut o moară canceroasă de 4,8 de creier. Și s-a dat cu mir de aici și s-a vindecat pruncul. Și drept mulțumire pentru Sfântul Părinte, a făcut troița asta. Ei înșiși se simt vindecați, nu de vreo boală, ci de tulburări ale sufletului. Sunt mai liniștiți și mai împăcați. Au înțeles de ce plânge părintele.
ca să ne îndreptăm. Eu așa zic. Părintele lăcrimează pentru păcatele noastre în lumea asta. Am putea să ne privim în ochi, să fim mult mai valoroși și mai buni. Doar așa, regăsindu-ne bunătatea și evlavia, moștenirea lăsată nouă de Arsenie Boca, Moș Ilie și părintele Pantelimon își va împlini menirea, iar noi toți chiar vom ajunge într-o zi să ne simțim în România ca în grădina Maicii Domnului.